Domnilor, domnilor, bun găsit! Încep știrile dimineții la Antena 3 Ploiești. Ziua pompierilor a fost marcată și în Prahova. Unitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență din județ și-au deschis porțile la Ploiești. Activitatea a avut loc la Sala Sporturilor, unde principala atracție a vizitatorilor a fost autoscara pentru salvări de la înălțime. ISU Prahova a organizat vineri expoziții de tehnică de intervenție și ateliere de creație pentru cei mici la detașamentele de pompieri din Câmpina, Băicoi, Mizil, Urlați și Vălenii de Munte. Și la Ploiești a avut loc o astfel de acțiune în parcul de la Sala Sporturilor. Și în acest an de 13 septembrie, așa cum știți cu toții, este ziua pompierilor. Îi întâmpinăm cu mare bucurie pe copii, în primul rând, pentru că am organizat această expoziție de tehnică. Îi așteptăm să fie alături de noi, în număr cât mai mare, să ne cunoască, să știe cu ce ne ocupăm. Cu siguranță cu toții ne cunosc, însă vor putea cunoaște îndeaproape tehnica de intervenție și vor putea să îi cunoască pe cei care îmbracă uniforma de pompieri. Suntem mândri de faptul că au venit în număr atât de mare, ne bucurăm că sunt alături de noi și ei chiar constituie cel mai important lucru și pentru noi, să fim alături de copii și să ne bucurăm împreună. Le mulțumim tuturor că sunt alături de noi. Cei mici au aflat și cum se acordă primul ajutor de la angajații SMURT. Păi și mie ce face aici? Da, salve bebelușul. Să salvăm bebelușul. Și au arătat cei de la SMURT cum se salvează un bebeluș? Da. Și e greu? Nu. Ce trebuie să faci? Trebuie să îi ții mâna așa și după aia apăs pe el. Stinge incendii. Stinge incendiile, da? Ce îți place cel mai mult de aici? Mașina de pompieri care s-a ridicat. Mi se pare foarte interesant totul, tot, efectiv tot. Ce te-a impresionat cel mai mult? Asta. Nu știu cum să o numesc, dar mi-a plăcut cel mai mult. Și chiar vreau să mor și să văd cum e. Copiii și tinerii au stat la rând pentru a se urca în autoscara pentru salvări de la înălțime. Ce ne află? În autospecială hidraulică cu platformă de mare înălțime, 42,5 metri, salvare de la înălțime. Autospecială foarte scumpă, foarte folositoare, foarte bună. Se poate salva și din râuri cu ea, adică aceasta poate fi amplasată pe un pod și poate coborâ brațul cu acela, poate coborâ sub nivelul podului sau sub nivelul asfaltului, la minus 8 metri și pot salva dintr-un râu sau ceva de genul acesta. La eveniment au fost prezenți și reprezentanții ai departamentului pirotehnic. Ce vă ocupați? Cu asanarea munițiilor din primul și al doilea război mondial, rămase neexplodate. Ce ați adus astăzi la expoziție? Am expus diverse materiale folosite în departamentul pirotehnic al ISU Prahova. Adică, concret? Adică materiale care ne ajută pe noi la asanarea munițiilor neexplodate și diverse muniții care s-au folosit în primul și al doilea război mondial. Grenade, proiectile, bombe de aviație, grenade ofensive, defensive, iar aici avem expuse un detector de metale care practic îl folosim în detectarea munițiilor neexplodate. O pătură antischijă care se folosește de asemenea la asanarea munițiilor și de asemenea o vestă care se folosește în același scop. Ziua pompierilor, marcată anual pe 13 septembrie, are o însemnătate aparte pentru pompieri. Este ziua în care a avut loc, în urmă cu 176 de ani, lupta eroică, purtată de pompierii militari, cunoscută sub denumirea de Bătălia din dealul Spirii, împotriva trupelor otomane. Până la finele acestui an vom putea circula pe A7 între Ploiești și Focșani. Acesta este anunțul făcut de ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, care a făcut o nouă vizită pe șantierul autostrăzii Moldovei, alături de premierul României Marcel Ciolacu. Evoluții foarte bune pe șantierele autostrăzii A7 este de părere ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Anul acesta se va putea circula pe mai mult de 130 de kilometri din cei 320 ai acestei autostrăzi. Atât pe cele două loturi de la Ploiești la Pietroasele, cât și pe cele patru loturi de la Buzău la Focșani, circulația va fi deschisă în octombrie și noiembrie. Între Buzău și Focșani, undeva la luna decembrie, la începutul lunii decembrie, se va circula pe toate cele patru loturi. Pe celelalte două, de asemenea,
care au termen de finalizare anul acesta și ați fost azi dimineață, între Ploiești și Buzău, sunt tot în jur de 90% ambele, ceea ce ne duce ca și calendar în aceeași perioadă ca și acestea patru. De aproape un an de zile, elevii ploieșteni care învață în unitățile de învățământ din afara orașului nu mai beneficiază de gratuitate la transportul în comun. Cu toate că numărul acestora este mic, oamenii consideră că situația trebuie schimbată. Elevii care sunt domiciliați în Ploiești, dar învață în afara orașului, nu mai beneficiază de transport în comun gratuit. Este o scăpare a legii. Anul trecut, undeva în primăvară, s-a modificat legea și noi a trebuit să ne conformăm, pentru că urmarea modificării legii, Consiliul Local a modificat și regulamentul de acordare a facilităților. Astfel, dacă până anul trecut aveam în regulament că și tinerii care domiciliază pe raza municipiului Ploiești, dar învață într-o altă localitate, beneficiau de transport public de călători gratuit, începând de anul trecut, odată cu modificarea regulamentului, acești tineri nu mai beneficiază. Oamenii nu sunt de acord cu această reglementare. Da, mi se pare discriminatoriu. De ce? Pentru că în moment ce și merg în Ploiești și așa, ar trebui și să beneficieze de aceeași chestie. Nu mi se pare normal, deoarece aceștia ar trebui să scoată bani din bugetul familiei și poate pentru niște părinți care n-au un confort financiar și poate unii muncesc după o zi pe alta, aceștia n-ar avea de unde să facă rost de bani. Să beneficieze toți de contarea transportului, fără discriminare. Fiecare are drepturile lui și trebuie să și le, statul român să și le asume. Elevii care se află în această situație își pot face abonamente lunare pe traseele de care au nevoie. Prețul unui astfel de abonament este de 85 de lei. Elevii ploieștenii din învățământul primar au primit din partea primăriei ghiozdane complet echipate. Acestea au fost distribuite în primele zile de la începutul noului an școlar. Primăria și Consiliul Local Ploiești le-au oferit săptămâna aceasta elevilor din municipiu de la clasele 0 la 4 ghiozdane complet echipate. Acestea conțin rechizite necesare pentru școală, cum ar fi caiete, penare, creioane, rigle sau creioane colorate. În total au fost cumpărate aproximativ 9.000 de astfel de ghiozdane dotate cu rechizite. Municipalitatea a plătit aproape 260.000 de lei. Gospodinele pregătesc proviziile de iarnă, spre deosebire de anii trecuți, se pun însă mai puține murături din cauza prețurilor mai mari pe care le au legumele. Este forfotă mare zilele acestea în piețe. Se caută cele mai bune legume ce vor fi conservate pentru la iarnă. Pentru murăturii de toamnă, pentru iarnă, avem așa varza roșie, gogonele, rean, sfeclă roșie, morcov, țelină, ardei verde din ăsta așa, se pune la murături. Se caută acum legumele pentru proviziile de iarnă? A început mama să se caute, dar cantități mici așa. Castraveții se caută, ardei usturat, usturoiul se pune la gogoșar, frunza de țelină, pătrunjelul. Da, se caută legumele de iarnă, gogoșarii, varza roșie, castraveți, toate ce se pune la borcane de iarnă se caută. Încă se mai fac murături? Fac, a început să facă. Și murături a început să facă de toate. Deja a început să, roșiile le-am terminat, defișăm, băgăm gogonelele ca să arăm să punem cultura de iarnă. Spanac, lobodă, ridic, ceapă verde. Bineînțeles că se pregătesc. Acum trebuie să bagem murăturile. Ce se caută? Ce? Acum țelina, morcovii, sfecla, gogonelele, varză roșie, ce mai trebuie. A fost un an secetos, așa că prețurile legumelor sunt pe măsură. În aceste condiții, gospodinele nu mai pun murături în cantități la fel de mari ca în anii trecuți. Murături, bune? Bun, bun. Da, așa, mai puțin. Nu, de toate, câte un pic. Da. Aveți o rețetă anume? Da, de alea vechi, care mi-au mai, știu sigur că că-mi țin. Prețurile cum sunt? Sunt mai scumpe, dar și oamenii muncesc. Adică cei care muncesc merită, cei care nu, mai puțin. Cu bani puțini,
și economim și noi și facem și noi. Mai puține legume? Mai puține, mai puține, da. Puneți. Pe gogoșare am luat, monopidă și să dau domnul, la domnișoare bani. Da. Secret să țină mai mult mulături? De la bătrânce am învățat cu oțet, cu sare, cu hreanu și hreanu e tare scump. Vă pregătiți pentru proviziile de iarnă? Cum putem. Câte un pic, câte un pic, la fiecare pensie încercăm să ne facem o aprovizionare cât de cât. Prețurile cum sunt? Mari pentru perioada aceasta. În general, toamna erau mai mititele, acum nu prea au scăzut, ba din contra. Ce luați să pun? Azi am luat castraveți și ardei capia. Mai încolo, poate, gogonele și ce mai trebuie. Am renunțat la unele conserve, cum e zacusca, cum mai sunt alte preparate pentru ciorbe, supe și asta este. Specialiștii spun că legumele lăsate la fermentat stimulează digestia, de aceea murăturile sunt o sursă ideală de fibre naturale care ajută la o digerare mai ușoară a anumitor mâncăruri, mai ales cele care conțin carne. Expoziție inedită la Casa de Cultură a Studenților din Ploiești. Sunt prezentate obiecte vechi fabricate în România, de la patefoane, aparate radio, televizoare, aparate electrocasnice, până la parfumuri, jucării sau chiar borcane cu murături și dulceață. Intrarea este liberă. Avem și ciorapea de zgo la plic, avem și parfumuri românești, avem și jucării românești, avem și jocuri și rechizite. Am încercat să avem obiecte electrocasnice și casnice. Fabricată în România este expoziția impresionantă organizată în cadrul programului Muzeu Școală de către Asociația Culturală Suntem România împreună cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești sub patronajul Fundației Dumitru Dorin Prunariu. Este o expoziție cu care începem, o serie de expoziții care se bazează pe exponate din colecția viitorului, sperăm, Muzeu al Industriei în Spațiul Românesc, coordonat și întreținut de către Asociația pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Suntem România. Ce obiecte sunt expuse? Sunt aici, sunt numai obiecte românești. Ideea de bază a acestui muzeu, pe care vrem să-l instituim, este să prezentăm, de-a lungul istoriei, cum a apărut și cum s-a dezvoltat industria în spațiul românesc. Peste 1000 de obiecte vechi fabricate între anii 1937-1997 sunt expuse în incinta Casei de Cultură a Studenților din Ploiești. Cele mai vechi obiecte din colecție. Un lămpaș de miner făcut la fabrica Bărbătescu. Nu știu foarte bine, deci n-am reușit să identificăm, să ne dăm seama de anul de fabricație. Pentru că exact același model s-a fabricat din 1800 toamna până în anii 50-60. Deci mai sus ce e? Poftim? Mai sus este un patefon. Un patefon făcut în România, un radio unicat, posibil un prototip din anii 35-39, nu suntem foarte siguri. Inginer Mihăilescu se numește. Da, chiar așa este marcat, Inginer Mihăilescu. Și un ceas absolut senzațional pentru noi, pe care scrie, după cum se vede, ceasul din Căria Precis, Ploiești. Deci fabricat chiar este în Ploiești. Este montat în Ploiești, la o ceasul din Căria care a fost în centru, în zona Roma, și importa piese din Elveția și din Germania și realiza acest tip de ceas. Expoziția poate fi vizitată gratuit de luni până vineri în intervalul orar 9-18 până la finalul lunii octombrie. Am zis să simulăm o bucătărioară cu sau un colț cu multe aparate de bucătărie și electrocasnice. După cum vedeți, avem și un aspirator din anii 60, care știu că e de râs, dar chiar funcționează. După cum vedeți, castraveți, murați. Nu știu, m-a întrebat cineva dacă ar fi bun și dacă desfacem. Am zis, oricât de bune ar fi și chiar dacă ar fi buni, nu desfacem, pentru că așa ceva nu mai găsești. Eu conservă din anii 80 și a colegului nostru Boboloț, el a reușit să facă rost de așa ceva. Și aici avem gem. Ăsta vă dați seama că este fantastic, e de căpșun, nu? Tot din anii 80, desigur. Rășniță de cafea fabricată în România,
din plastic, urâtă, urâtă. Aici avem mostre, mostre de vinuri de cea mai bună calitate, după cum observați. Desigur, tot din acei ani. Un robot de bucătărie românesc. Grupurile organizate pot vedea și cum funcționează unele aparate, pot asculta muzică românească pe vinil sau pot viziona scurte filme documentare despre mărci românești și despre economia și industria din România anilor interbelici și ai socialismului. Se rotește platanul, se pune discul pe el, acesta este, are un ac, este doza, brațul cu doza, după cum vedeți. O să-l lăsăm. Cea mai mare pepită de chihlimbar din lume cu o vechime, cuprinsă între 40 și 70 de milioane de ani, este expusă la Muzeul Județean Buzău. Iar la Muzeul din Colți găsim piese de rumanit, un tip de chihlimbar unic în lume. Știai că la noi în Buzău este expusă cea mai mare pepită de chihlimbar din lume? Pepita are între 40 și 70 de milioane de ani, cântărește aproape 3,5 kg, este expusă la Muzeul Județean Buzău și este demnă de cartea recordurilor. Cea mai mare pepită de chihlimbar de colți din lume are o poveste incredibilă. A fost folosită de o bătrânică ani de zile ca opritor de ușă și, deși valorează aproape 1 milion de euro, hoții care i-au spart casa au ignorat-o. Tot în Buzău găsim Muzeul Chihlimbarului din localitatea Colți. Aici putem admira piese de rumanit, un tip de chihlimbar unic în lume. Pe lângă pepite de chihlimbar, bijuterii, unelte de extracție și prelucrarea chihlimbarului, vizitatorii pot vedea o colecție de flori de mină și exponate de paleofaună, precum femurul unui mamut care a trăit acum 2,5 milioane de ani pe teritoriul județului Buzău. Muzeul Chihlimbarului Colți se numără printre cele mai moderne muzee din țară, vizitatorii putând afla povestea chihlimbarului cu ajutorul vitrinei Smart. Rezervația geologică de la Colți este singurul loc din România unde a fost efectuată exploatarea organizată a chihlimbarului încă din anul 1920. Muzeul Chihlimbarului din satul Colți, județul Buzău, a fost inaugurat în anul 1980. A fost spectacol total la avanpremiera filmului Cafetele de la Ploiești. Pelicula produsă și filmată în orașul lui Nenea Iancu este o poveste despre prietenia și iubirea la orice vârstă. Cu o distribuție asigurată de actori consacrați alături de cei din generația tânără, producția aduce în fața publicului un mesaj de acceptare în care iubirea învinge. Ecranizarea difuzată în două săli ale cinematografului unui mall situat la ieșirea din oraș a făcut publicul să râdă și să plângă în același timp. Mă înșela. Și cu cine te înșela? Cu o pescară. Da, ea e. Zici? Curva. Dați-mi toate foile. Ia stai puțin. Te cunosc ca pe o carte deschisă, baby. Mi-ar face mare plăcere să vă invit la o cină. Aproape toți actorii din distribuția filmului Cafetele, turnat integral la Ploiești, au luat parte la avanpremieră. Trei prietene trecute de 60 de ani și un soț decedat, despre care se află că era adulterin, marchează începutul unor aventuri cu accente comice care aduc împreună și vindecă în moduri neașteptate destinele a 7 personaje, aflate în căutarea iubirii și a acceptării de sine. În regia Cameliei Popa, filmul a reprezentat o nouă viziune a vremurilor pe care le trăim. Mi-am dorit de la început și eu, dar și Tiberiu Ioană, producătorul filmului și unul dintre actorii filmului, ne-am dorit foarte tare să aducem împreună în același film mai multe generații de actori. Oamenii au râs și au plâns în sala de cinema. Ceea ce pe mine m-a bucurat foarte tare pentru că eu mi-am dorit ca personajele mele să treacă de-a lungul acestei călătorii prin toate stările și stările astea să ajungă la spectator. Filmul ăsta cel mai mult te învață să accepți noutatea, să îmbrățișezi oameni indiferent de vârstă, de apartenență sexuală, religioasă, să fii mai tolerant, să fii mai iubitor, să iubim oamenii așa cum e fiecare. Fie că vorbim despre momente de comedie după toate legile comediei, fie că vorbim de zona sensibilă, vulnerabilă, dificilă,
fragilă, tabu, nu de puține ori. Mă referi și la subiectul filmului. Evident, nu o să povestesc, dar felul în care am fost acolo tot timpul, tot timpul împreună, completându-ne, sprijinindu-ne generații diferite. Ai spune, dacă ai stai să iei după toate prejudecățile ce ne bântuie pe toți, din păcate, ai spune că e imposibil. Acești oameni nu se pot întâlni, nu pot colabora. Exact, am dat peste cap toate prejudecățile. Cât e ceasul? De cine e tipa? Clara. Tu nu te îndrăgostești de mine acum, nu? Fica cele mai bune prietene a maică-mii. Sunt foarte mulțumită de el. Mi se pare tandru, luminos, pentru multe categorii de public. Filmările au durat aproape 3 săptămâni și au fost realizate în 12 locații din Ploiești. Mă bucur că am filmat aici la Ploiești. În orașul lui... În orașul lui Tibi, da. Agiale, sau, da, sigur, sigur că da. Păi toate haimanalele ne-am adunat. Ca fetele. Înțelegi? Și mă bucur că am filmat aici pentru că am venit, venisem de la Hollywood și toată experiența hollywoodiană, vorbesc de turist, mi-a lăsat un gust amar, nu mi-a plăcut absolut deloc. Am regăsit Ploieștiul, adică venit din Bucureștiul ăsta tumultos și nebun și așa, am întâlnit liniște, am întâlnit străzi pe care te puteai plimba, magazinele astea mici stradale, după care sunt îndrăgostită și mi-aduc aminte de copilărie și m-am simțit foarte, foarte, foarte bine aici. Mă bucur pentru Tibi că a putut să facă și producția asta, pentru că este foarte greu să faci un film independent astăzi. Sabina, cea pe care eu o interpretez, este un personaj pe la 40 de ani, cam așa. Este o femeie care a fost destul de dezamăgită în dragoste, dar cu toate astea este încrezătoare că își va găsi un partener pe măsură, un partener care o să trateze exact așa cum merită. Și o să vedeți pe parcursul filmului care este traiectoria ei și ce se întâmplă, pentru că e foarte interesant. Mă bucur foarte tare că am luat castingul pentru acest rol. Clara este numele meu în film, sunt avocat, sunt fata doamnei Maia Morgenstern în film, numele ei este Silvia. Trecem printr-o dramă, familia noastră trece printr-o dramă, printr-o tragedie, dar Clara este ușor cinică, vine din Statele Unite, unde este avocat și are un cinism sub care ascunde foarte multe dureri, foarte multe regrete și își ascunde adevărul. E foarte interesant personajul, e un personaj complex. Sper din toată inima, eu nu am văzut filmul, sunt leșinată de emoție. N-ai apucat să-l vezi la București, înțeleg că... Nu, eram plecată din țară, am să-l văd pentru prima dată în orașul unde l-am și filmat. Pentru ecranizarea de la Ploiești au ajuns și alte nume mari ale showbizului românesc. Chiar mi s-a părut un film foarte interesant, foarte mișto și nu numai pentru, adică și pentru noi cei de vârsta a doua, așa, nu numai pentru copiii ăștia de 18-20 de ani. Pentru că e savuroasă, așa. E și cred că pentru toate vârstele. Mi-e frică. Te iubesc ca un nebun de atâția ani. Oci. Ai belit-o. Ai betegit-o. Ideea filmului aparține chiar producătorului Tiberiu Ioana, care îl interpretează pe Radu, un tânăr îndrăgostit de prietena lui din copilărie, căruia însă destinul îi rezervă un cu totul alt final. Alin Boțogan a revenit la antrenamentele echipei Petrolul Ploiești. Petrolistul a intrat în minutul 70 al meciului jucat de România Under-20 în Elite League. Partida s-a disputat marți la Stockport, unde tricolorii au cedat în fața gazdelor Angliei Under-20, scor 2-0. Handbalistele de la Clubul Sportiv Județean Prahova au avut un meci de verificare contra celor de la Gloria Buzău înainte de debutul în sezonul competițional 2024-2025. Club Sportiv Județean Prahova a avut un meci de verificare cu Gloria Buzău. E cel mai bun test pe care puteam să-l avem în această perioadă, mai ales că se apropie campionatul și mai ales cu o echipă care are pretenții la primele locuri în Liga Națională.
Să zic că ne-am prezentat destul de bine, dar și diferența aia s-a făcut pe fundul unor ratări. Într-adevăr, și valoarea echipei adverse, poate și emoții, a fost lume în sală. Voi urmări meciul să vedem exact unde am greșit și acum ușor ne apropiem de campionat. Trebuie să ajungem foarte aproape de ceea ce-mi doresc, ce ne dorim noi. CSJ Prahova face parte din seria A, din cadrul diviziei A. Zic că este o grupă accesibilă, avem deplasări destul de lungi, dar sper să fie bine. Trebuie să fim mult mai atente, să nu ne mai grăbim la aruncări și cu siguranță astea vor conta mult în meciurile oficiale. Nu cunoaștem, de fapt, cam nicio echipă, nu prea am jucat pe partea aceea, cunoaștem doar Sfântul Gheorghe și Cluj, ce ne-am mai întâlnit, dar eu zic că este o grupă ok pentru noi. Vom merge și vom juca să luăm cele 3 puncte la fiecare deplasare și la fiecare joc acasă. Debutul echipei prahovene de handbal feminin senioare în sezonul competițional 2024-2025 are loc în deplasare la CSU Reșița. Doamnelor, domnilor, știrile dimineții la Antena 3 Ploiești au ajuns la final, dar nu plecați. Ne revedem în câteva momente la Start Alert. Rămâneți cu noi!